Bună ziua toată lumea, eu sunt Alex Matei și astăzi fac un tutorial despre cum să găsiți diamanturi într-o metodă rapidă și eficientă în același timp. Veți avea nevoie de niște torțe, de un pickex de piatră până la bedrock și niște un pickex de aer pentru a sparge diamanturile găsite. Bun, să începem atunci. Așa, va trebui să faceți scări până la bedrock. Așa. Hop. Eu nu vei spun că va dura o groază atunci. Deci să coborăm așa. Eu voi cobora așa că v-am spus că va dura o groază. S-a pus scări. Uitați gold. Un joc de gold. Și este destul. Și să supăm, să supăm. S-ar putea să spar. Uitați aia. Stați un pic. Alo? Da. No. Da. Vine în 5 minute, pa. Da, în 5 minute vin, pa. Scuzați. Bun, să continuăm. Am spart un pic din pedra asta. Bun. Aici. Așa. Așa. Aici trebuie să faceți un tunel de 3-4 pătrățele cu dorința noastră și începeți așa și mergeți. Uitați, ați văzut diamondul? Uitați. Săpați așa 3-4 pătrățele până găsiți diamond. L-ați văzut? Uitați. Vedeți? E o metodă ingenioasă. E testat. Și să știți că nu am făcut-o eu. Nu pe bune, chiar nu am făcut-o. Vedeți, am găsit diamond. Aici erau femei minere. Nu, de la aici vreți găsi așa 3, 4, 5, maxim 6, ce este? Nu știu, mai maxim 6 diamanduri. Da, erau 2, 3 așa sau așa, nu știu, bine. Deci ați văzut că merge metoda bine. Nu uitați să dați like, subscribe și share. Pa!